Am revenit cu o informație de ultim moment. Guvernul Lituaniei închide 2 din cele 6 puncte de trecere a frontierei cu Belarus, ca răspuns la prezența mercenarilor Wagner pe teritoriul țării vecine. Asta după ce ieri Letonia a anunțat mobilizarea unor militari și efective suplimentare de gărzi de frontieră tot la granița cu Belarus. Despre acest subiect cu invitatul meu, domnul Dorin Popescu, fost diplomat și analist de politică externă, președinte Casa Mării Negre. Bună ziua, domnule Popescu, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua, eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Ce ne arată, de fapt, aceste mișcări? Aceasta fiind doar cea mai recentă pe care o descriam, închiderea a 6 puncte de trecere a frontierei cu Belarus, cât de tare să îngrijoreze prezența mercenarilor Wagner? Vedem că încep să fie răspândiți nu doar aici, în zona aceasta spațiu NATO, ci și în alte zone, pentru că discutam ieri că se duc undeva și spre zona Africii. Simplu, într-adevăr, fiecare zi ne demonstrează că acolo nivelul de alertă, nivelul de risc care este. Sunt măsuri în cascadă adoptate de autoritățile centrale din Polonia, din Lituania și Letonia, care pot fi puse în conexiune directă cu creșterea riscului ca grupul Wagner să organizeze provocări sau acțiuni hibride la granița dintre Belarus și diferite țări NATO. De bună seamă că în spatele acțiunilor hibride ale grupului Wagner stă Moscova. Nu există niciun fel de îndoială. Aceste măsuri în cascadă pe care le vedem adoptate în Polonia, Letonia și Lituania vizează prevenirea unor posibile provocări la graniță sau odată cu trecerea graniței de către diferite grupări de combatanți din grupul Wagner. Nu se poate vorbi în momentul de față de o amenințare militară directă pe care ar putea o reprezenta grupul Wagner pentru aceste țări NATO, însă crește alarmant riscul organizării, producerii unor provocări, incidente deliberate, operațiuni sub stat fals sau acțiuni hibride din partea companiei Wagner pentru a se crea un front destabilizat la nordul Ucrainei. Un front destabilizat care ar putea crea anumite premize pentru posibila redeschidere a frontului de nord în Ucraina. Deci, de fapt, ce spuneți este din nou, sau punând cumva totul în contextul și a atacurilor pe care le-am descris, că sunt amenințătoare și atât de aproape de România, sau atacuri sau intensificări ale acțiunilor militare care se desfășoară în spațiul Mării Negre, toate vin cu acest rol intimidant. Ce încearcă Rusia să facă prin diverse mișcări, încearcă să intimideze pe cât mai multe fronturi, asta în contextul în care lucrurile pe front, adică strict acolo în Ucraina, nu merg în favoarea uneia dintre părți și cel puțin nu în favoarea Rusiei. Da, așa este. Sunt acțiuni hibride, iată, le vedem în fiecare zi aproape, pe cele două fronturi, pe flancul sud și pe flancul de nord, da, în Ucraina. Federația Rusă acționează permanent pe ambele fronturi. Iată, aici avem o serie de măsuri în cascadă în ceea ce privește așa numit un flanc sudic și le vedem foarte bine în Arbatorul Mării Negre și l-ați descris foarte bine și în mai multe emisiuni televizate, dedicate chiar acestor evenimente, postul noastră de televiziune a reflectat creșterea acestui nivel de risc în Arbatorul Mării Negre, dar Federația Rusă acționează prin proxy, da? Prin Republica Belarus acționează și pe așa numitul pentru a șantaja, pentru a crea destabilizări și, dacă vreți, pentru a crea constrângerile și limitările necesare deplasării părților către soluția, către varianta politico-diplomatică a constrângerii Ucrainei să intre într-un format de negocieri care să conducă la premiza ocupării pe termen lung a actualor teritorii din Ucraina, din sud și din est. Credeți că vreo secundă se poate întâmpla să fie mai mult de atât, adică dincolo de intimidare pe care o știm foarte bine că o face Rusia? Poate fi vreodată mai mult de atât, adică poate desfășura sau poate merge mai departe cu o acțiune militară, cu o mișcare militară? Aș porni de la o premisă certă. În momentul de față, Federația Rusă nu are resursa militară suficientă pentru reluarea unor inițiative militare de amploare nici pe flancul sudic, nici pe flancul nordic. Da, să redeschidă o posibilă cale de atac către capitala Ucrainei din nord, folosindu-se de sprijinul logistic, tehnico-militar, poate chiar militar, al Republicii Belarus. Nu, Federația Rusă nu are resursa militară, nu are pentru pe termen scurt, da, câteva luni, poate chiar
de a resuscita confruntările militare directe nici pe flancul sud, nici pe flancul nordic, însă, de bună seamă, se poate folosi de un întreg arsenal ibrid pentru a crea destabilizările de care vorbeam și în sud și în nord, astfel încât să intre într-un format de negocieri cu Ucraina de pe o poziție cât mai convenabilă. Da, acum și m-aș uita în contextul larg, apropo de îngrijorările care sunt în spațiul NATO și comentam puțin mai devreme, dar chiar aș vrea să aflăm și opinia dumneavoastră, domnule Popescu. Ce spune un oficial din interiorul NATO despre cum ar putea Ucraina să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului? Nu neapărat ideea în sine care a mai fost discutată și lansată, dar mai degrabă de apropiați din partea Rusiei, ci faptul că vine din interiorul acestei instituții sau, mă rog, din cadrul acestei alianțe. Cum e? Declarația e greșită. În sensul că s-a recunoscut natura acestei erori chiar de către cel care a produs-o. La nivelul NATO, astăzi, da, ca evoluție de data recentă, aceasta este poziția, aceasta este abordare. Este o abordare greșită, da? Și alianța regretă această evaluare. Dar de bună seama că această teorie circulă în mediile internaționale, în mediile academice, în mediile diplomatice, în mediile politice, etc. Este evident că Ucraina este singura în măsură să își stabilească liniile unui compromis. Este absolut cert că pentru o soluție politică diplomatică fiecare parte trebuie să facă un compromis. Eu cred că este inadmisibil să cerem noi, din afara Ucrainei, Kievului, ca în pachetul de compromis pe care l-ar putea face Ucraina să accepte o chestiune de compromis teritorial. Este dreptul suveran al Ucrainei să aleagă până unde își calculează și împinge linia roșie a viitorului său compromis. Este cert că, dacă ambele părți își doresc cu adevărat pacea și o soluție politico-diplomatică, este absolut evident că ambele părți trebuie să ofere mai mult o mai mare plajă pentru disponibilitatea viitorului compromis. Însă, în ceea ce privește Ucraina, linia roșie a viitorului compromis o decide numai Kievul și mie mi se pare cu totul chiar cinic, nu doar irresponsabil, dar chiar cinic, să și sugerăm, fie și să sugerăm Ucrainei că în pachetul de compromis pe care l-ar putea avea în vedere ar putea încăpea recunoașterea, fie și indirectă, a actualelor cedări și ocupări teritoriale din nord și din sud și din est. Mulțumesc tare mult, Dorin Popescu. Și eu vă mulțumesc.